Bulgaria va evolua astăzi după sistemul 4-3-3 în poartă cu numărul 12, Svetoslav Vucov. Astăzi nu vor fi prezenți pe teren tocmai 6, îmi cer scuze, tricolori. Partidei dintre Moldova și Bulgaria. Bulgaria a început de la centrul terenului. Bulgariu au recuperat și acum posibilitatea de contraatac pentru oaspeții noștri. Un prim șut pe spațiul porții. Mijlocașul lui Sfântul Gheorghe va fi cel care va centra la această fază fixă. Resping bulgarii. O minge bună, bara transversală îi salvează pe bulgari. Dacă nu greșesc eu, Nikita Mospan a fost cel care a trimis surprinzător de la o distanță mare, minutul 9 al partidei, prima mare ocazie pentru tricolori. Vom repune acum din margine. Pasă către celălalt, Petrov Simeon. O diagonală lungă a lui Simeon, precis. Și iată că bulgarii cu tot efectivul în jumătatea noastră și acum pericol la poarta lui Șmarenea. Antrenorul Ștefan Stoica, care a trimis la încălzire tocmai 3 tricolori. Urmează centrarea bulgarilor. Pericol acum. Un șut spre poarta a lui Gruev, care trece pe deasupra. Da, într-adevăr, așa este. Șut direct spre poartă. Probleme pentru Vucov, care reușește să respingă până la urmă mingea în afara spațiului de joc. Bulgarii pot pleca pe contraatac, trebuie să fim foarte atenți. Driblat acolo Valeriu Gaiu, bulgarii scapă unul contra unul, intervine Șmalenea și acum fault asupra lui Lada Ohalaia. Scăpăm cu fața curată în urma acestui contraatac vulger al Bulgariei. Respins foarte bine acolo Mihail Ștefan, iar centralul din Albania, Enia Gheorghi, pune punct primelor 45 de minute de joc. Nouă centrare, în altă pericol și să vedem decizia centralului. Da, acesta validează golul Bulgariei. Martin Mincev se pare că este cel care a reușit să deschide scorul. Minutul 52 al meciului. Ați avut un prim plan cu antrenorul Alexandru Dimitrov, iar noi să urmărim faza de mai devreme, atunci când bulgarii au reușit să trimită Pușca și din nou Postolache, sunt doi coechiperi în careul advers. Postolache joacă în spate până la Lisu. Mihail Ștefan. Un șut de la distanța lui Ștefan, chiar pe centrul porții. Trebuie să scăpăm cu fața curată în urma acestei lovituri libere pentru bulgari. Șutează Mitko și din păcate 2-0. A șutat direct acolo unde se afla portarul Șmalenea. Iar în pofida acestui fapt, Mitko a reușit să înscrie și să ridice scorul la 2-0. Iată că un jucător introdus pe parcursul meciului de Alexandru Dimitrov reușește să marcheze. Deba Urenski. Vasev. Urcă cu mingea la picior, șutează și Marine respinge în față. Reușește portarul nostru să rețină în doi timp. Bulgaria acum aproape de 3-0 prin mince. V-am avut noroc. Vucov degajează spre centru, iar în aceste clipe centralul albanez Enia Gheorghi pune punct duelului de la Chișinău dintre reprezentativele de tineret ale Moldovei și Bulgariei. Din păcate, tricolorii mici cedează cu scorul de 2-0. Martin Mincev și Mitkov Mitko. 0-2, după cele 90 de minute, am avut o ocazie mare cu transversala lui Moțpan. Cum ați văzut meciul de pe banca de rezerve? Da, clar, se vedea ca un plus de viteză, un plus de
joc de pase. E o echipă, cred că e o echipă bună. O echipă bună. Nu știam, eu cel puțin știam lucrul acesta, i-am văzut contra Rusiei, care a dominat-o cap-coadă, chiar dacă a pierdut, și mi-am dat seama că acolo ceva este bun la echipa asta a Bulgariei. Da, pot să spun că am alergat, ne-am zbătut, au vrut băieți, dar am luat două goluri din faze fixe și s-a cam terminat. Într-adevăr, nu avem forța necesară ca să jucăm fotbal pozițional, trebuie să jucăm mereu atac rapid sau contraatac. Una peste alta, băieți s-au dăruit. Eu, în privința aceasta, nu am ce să le reproșez. Însă, la momentul acesta, ăștia suntem. V-am spus, este și foarte greu. Sunt foarte mulți jucători din noi și este foarte greu să faci o echipă peste noapte. Când îți lipsesc 7 jucători, e foarte greu. Primul meci în Țara Gailor a mers un plus de experiență, parcă aveam ceva astăzi. Ceva nu a mers așa cum ne doream, însă una peste alta am avut și noi câteva oportunități de a marca, nu am reușit. Ei una peste alta nu au avut tot din faze fixe ceva, au avut într-adevăr, au niște jucători care execută foarte bine fazele fixe. Știam lucrul ăsta, dar n-ai ce să le faci, asta este viața. Peste 4 zile urmează meciul cu ăla, cu țările de jos. Da. Vă dați seama, e echipă care e mereu la campionatele europene, mondiale, de tineret. Da, sunt echipe puternice. Însă și noi trebuie să ne ducem acolo și să jucăm. Trebuie să ne facem datoria până la capăt.